Când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Dragi prieteni, astăzi continuăm discuțiile noastre despre rugăciune și vom privi lucrurile dintr-o altă prismă. Astăzi ne vom uita la aspectul iertării pe care Domnul nostru ne poruncește că trebuie să-l facem atunci când ne rugăm. Mă bucur să fim din nou împreună, să discutăm împreună și de aici aș vrea să pornesc discuția noastră. De ce Dumnezeu pune această condiție în rugăciunii noastre? De ce trebuie să iertăm? Ba, dacă privim lucrurile într-un context mai larg, puțin, cred că este ceva care ține de sănătatea noastră ca ființe umane momentul în care avem resentimente și ranchiune în față de cineva, chiar pe drept, ne producă o stare de neliniște, de nesiguranță. Ceva se întâmplă rău în noi. Și eu cred că acesta este un semnal pe care Dumnezeu îl lasă în viața noastră ca să ne atragă atenția asupra relației esențiale pe care avem cu El. Pentru că până la urmă partea rugăciunii, este tocmai această capacitate de a ierta pe alții. Aceasta este deoarece semnul distinctiv al creștinului este dragostea și atunci e o formă de dragoste care trebuie să o manifeste? A, probabil că așa este, însă aș zice că. A, Iertarea trebuie să rezolve o problemă de relații în care nu mai e în considerare prejudiciul care ți s-a produs de cineva. Fie că este vorba de un prejudiciu material sau de imagine. În momentul în care este un conflict și cineva te supără rău de tot și te rănește, de fapt este un atentat la integritatea ta și iertarea de fapt este un semnal din partea lui Dumnezeu în care ți se spune că integritatea ta nu constă în imaginea pe care ți o fac alții ci în ceea ce ești tu în tine însuți momentul în care rămâi blocat la această uh, reacție de respingere a celui care te-a rănit uh, ai ratat de fapt elementul principal de înțelegere a ceea ce îți face bine și îți dă sănătate dacă ne gândim la iertare, obligatoriu trebuie să privim relația aceasta ca ceva ce derivă din relația noastră cu Dumnezeu. După câte știu eu și cred că ești de acord cu mine, iertarea este un domeniu care îl învățăm de la Dumnezeu și de acolo pleacă. Oare în ce măsură am putea noi să înțelegem iertarea sau să o practicăm dacă nu avea un model pe verticală atât de locvent? Care sunt alte uh, argumente pe care Scriptura le aduce? E vorba despre un nevoi fundamental, așa cum spuneai. Este ceva distinctiv, dar care sunt și alte lucruri pe care Scriptura le aduce pentru a ne motiva să iertăm? Păi, întrebarea ta era de ce trebuie să iert. Da. De aici am pornit. Uh, ca să răspundem la întrebarea asta, ar trebui să punem întrebarea de ce ne-a iertat Dumnezeu. Pentru că Până la urmă tot uh -huh, ce facem uh -huh. este în relație cu El și este, trebuie să fie o glindă a relației noastre cu El. Uh, comportamentul nostru a adus o, o prejudiciu imaginii lui Dumnezeu. Noi am lovit în ființa Lui, în curăția Lui când am păcătuit. Când uh, uh, ne-am îndepărtat de El. Neascultarea de Dumnezeu are consecințe eterne. Acum cel care aduce prejudiciul altora este vinovat. Vinovăția noastră față de Dumnezeu este una foarte gravă, pentru că în dreptatea lui, Dumnezeu trebuie să aplice sancțiunea celui care a păcătuit. Adică suntem într-o situație în care prejudiciul produs de cineva lui Dumnezeu va fi sancționat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să rămână cu imaginea deteriorată. Pe de altă parte, vorbim despre iertare în care Dumnezeu nu mai ține cont de prejudiciul adus. Uh -huh. Și cred că aici este un lucru pe care uh, l-ai observat. Și dacă te-aș întreba pe tine, în ce fel vezi tu această inițiativa lui Dumnezeu de a ne ierta? Cum ai califica lucrurile acestea când te gândești, la el, la puritatea lui, te gândești la noi, la mizeria noastră și la decizia lui. Pentru că undeva aici trebuie să căutăm răspunsul la întrebarea de ce trebuie să iertăm, de ce ne ierta Dumnezeu, care motivația lui să ne ierte. Scriptura aduce de multe ori un argument ciudat, zice că Dumnezeu este drept ca să ne ierte. Aha. Nu pot să zic că dezlușesc complet acest argument. Aha. E, e foarte importantă observația ta, e, ea prin surprindere într-un fel, e credincios și drept ca să ne ierte. Unul uh -huh. nu are voie nici de credință, așa, și el întotdeauna uh -huh. e drept. Uh, afirmația este acolo pentru că se întâmplă ceva foarte interesant. În legea lui Dumnezeu era spus să nu consideri vinovat pe cel nevinovat. Și să nu consider drept și nevinovat pe cel care a păcătuit, care este vinovat. Ori, când Dumnezeu se apropie de noi, El ia asupra Lui însuși, de fapt, o, ia, o, o pune pe Hristos. Acum, în aparență, El și-a încălcat legea. El a spus să nu-l consider vinovat pe cel nevinovat. Ori, El îl consideră pe Hristos vinovat și Scriptura e foarte clară că de ce a fost făcut păcat pentru noi. Deci nu este doar așa o metaforă. Mm -hmm. uh, a fost făcut păcat pentru noi și ne consideră pe noi nevinovați, deși suntem. Dar nu numai că ne consideră, devenim nevinovați în urma acțiunii lui Hristos. Acum când zice că Dumnezeu este drept, îmi aduc aminte de cuvintele apostolului Pavel care zice uh, problema lui Dumnezeu era să ne considere pe noi drepți și nevinovați în timp ce nu eram, și totuși el să rămână drept, cu toate că legea pe care a decretat-o el a fost să vin, pedepsești pe cel uh -huh. vinovat. Încearcă cred că referința lui uh, Scripturii la faptul că Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, se referă la o altă dreptate pe care o are Dumnezeu prin faptul că a rezolvat o problemă esențială a noastră prin moartea lui Hristos. Și a putut o face doar luând în sine pedeapsa aceasta. El n-a pedepsit pe altul, ci a luat asupra lui. Mm -hmm. Și aceasta o consideră el ca și dreptatea lui care ne-o dă nouă. Și el este... Drept ca să facă asta, și credincios ca să facă asta, credincios în sensul că promisiunea făcută de la început din geneza că prin sămânța femeii va veni cel care va e, zdrobi capul șarpelui să fie împlinită. Deci, aici, aici undeva văd răspunsul la întrebarea pe care e, ai pus-o. Dar anumiți oameni ar putea să reflecte asupra acestor lucruri în felul următor. A, păi Dumnezeu ne-o făcut. Și acum trebuie să ne ierte că El ne-a ne dat drumul la tot ce se întâmplă aici da, pe pământ și datoria Dumnezeu, Lui ca o cetată. Dumnezeu ne-a făcut și noi ne-am desfăcut. Asta e problema, știi? Pentru că El ne-a făcut nu ca să fim niște păcători nenorciți, ci uh -huh, uh -huh. asta a fost alegerea noastră. Uh -huh. Așa că trebuie să intervină acest element. La întrebarea pentru ce trebuie să, iert, ce să iertăm este întrebarea de ce ne-a iertat Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a iertat în primul rând ca să nu ne pedepsească. Uh -huh. Adică, cu alte cuvinte, relația dintre noi, ca și oameni, este același principiu. Da, dar n-ai răspuns într-un fel de ce ne -ai iertat. Asta nu, nu e un lucru pe care putem să-l explicăm. Păi, nu? Uh, adică. Uh, depinde de depinde cum înțelegi lucrurile. Dacă zici ne-a iertat ca să nu cădem sub pedeapsa judecății, Da. este un răspuns. Dar există și o altă întrebare de ce ne-a iertat, da? Care, ține care de a fost sine, motivația de noi, lui? Da? Exact. Care a fost motivația lui? Acum, uh, dacă ne gândim la de ce ne-a iertat, uh, cred că ai și anticipat răspunsul și probabil că îl aveam în, în, în vedere. Uh, Dumnezeu ne-a iertat pentru că a vrut. Și a vrut exact. să ne ierte din pricina caracterului său. Exact. Și definiția lui Dumnezeu este că el este dragoste. Deci uh, acest element scoate în evidență uh, natura lui Dumnezeu care scoate orice alt raționament în afară orice altă dreptate în afară, ca să ne poată primi și să ne scoată, să ne răscumpere din nenorocirea în care am ajuns. Acum, dacă ne gândim la el, obligatoriu să ne gândim, noi discutăm într-un cadru în care ne numim copii ai lui Dumnezeu. Uhum. Tu ești fiul meu, eu sunt Tatăl tău, dar Tatăl nostru, al amândoi, este Tatăl din ceruri, Dumnezeu, și amândoi suntem copiii lui. Și așa, paradoxal, am ajuns și în și ce frumos e lucrul acesta. Cred că atunci când Dumnezeu se apropie de noi și ne naște din nou, aduce în noi natura Lui, uh -huh. atunci n-ar fi normal să se mână cu tata Mă întrebarea mea din experiența ta, din ceea ce vezi în jur, în ce măsură trăiești oare această capacitate de a ierta, în măsura în care Dumnezeu a aplicat-o față de noi, sunt oare carențe? Eu cred că sunt și aici ai o, o frământare. Zicea un preot, uh, poate parafrazez ușor, dar cumva că iertarea noastră niciodată nu egalează pe iertarea lui Dumnezeu. Uh -huh. Cel care intervedea l-a întrebat și atunci, care e maximul de iertare noastră? Zice, este pentru celălalt. Și cred că se, se referea să fii mijlocitor pentru celălalt. Uh -huh. uh, dar atunci am altă întrebare. De ce ne rugăm? Și ne arată pe noi cum iertăm noi greștilor noștri. Dacă noi nu putem niciodată ierta, uh -huh, cum iartă El? Uh -huh. Acum, este onoare să avem capacitatea de a ierta. Și cineva spunea că cel mai greu lucru care le s-a cerut vreodată oamenilor este să ierte. Pentru că ține ceva care nu e de natura noastră. Nu e din natura noastră. Avem o noi o natură perversă care ne face să dorim să fie pedepsit. Pentru că iertarea cei este altceva decât să nu mai ții cont de dreptatea ta uh -huh, uh -huh. și să renunți. Să renunți ca celălalt să fie sancționat sau să plătească pentru inechitatea lui. Uh, trebuie să iertăm nu mai ca dovada iertării primite, ci, ci, ci din pricina consecințelor. Și tocmai a început să anunț lucrul acesta. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile precum iertăm și noi greșiților noștri. Observi, aici nu este doar uh, o simplă rugăciune. Aici este condiționarea noastră. Noi condiționăm iertarea lui Dumnezeu de iertarea noastră. Dicem, de fapt, Doamne, iartă-ne după cum iertăm noi. Și, și ne leagă într-o într uh, înfășurătură de unde ar trebui să ieșim cumva și putem ieși doar în situația în care uh, realmente îi uh, iertăm. Deci te gândești la asta, câți oameni aproape nu este creștin care să se numească creștin să nu știe rugăciunea Tatăl nostru. Și se recită cu congregația și se spune în orice fel de, de adunări. Și fiecare dintre oamenii aceia trebuie să se aminte la o realitate. Ne iartă Doamne, cum iertăm și noi. Și atunci, totuși, putem ierta cum, cum ne iartă Dumnezeu ca să nu ne. Blestemăm într-un fel. Suntem obligați să iertăm cum ne iertă Dumnezeu, dar nu de aceeași intensitate ca El, uh -huh. dar de, în același uh -huh. fel, în aceeași idee. Și aici sunt multe lucruri care le avem în, în, în discuțiile noastre, în Evanghelia după Matei, e, continuă ceva mai încolo de, de, de rugăciunea Tatăl nostru. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru, cel să ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelilor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre, adică trebuie să fim iert, să iertăm ca să fim iertați. Până la urmă, acesta este un, real, un test al relației noastre cu Dumnezeu. Mm -hmm. Dacă lucrul acesta este cel mai greu lucru care s-ar oamenilor, care sunt oamenii care pot să-l facă și pot să-l facă cu ușurință? Mm. Care? Păi creștini ar trebui să fie oamenii aceia. Din ce cauza? Pentru că au aceeași natură ca tata lor. Pentru că au beneficiat dacă tata e... lor așa face, așa ar trebui mm. să facă și mm -hmm. ei mm -hmm. prin simplu fapt că sunt copii. Și aici este o întrebare. Oare această, acest comportament vine natural în noi sau trebuie să cooperăm? Cred că vine natural mm -hmm. în condițiile în care în inima noastră se găsește credință destulă. Mă gândesc la faptul, contextul din Marcu. Versetul care l-am citit la început, când ne rugăm să iertăm. Mai sus, Domnul, zice: Dacă ați avea destulă credință, a zice: Muntele acestuia se mute la loc, s-ar muta. Și care? după aceea ajunge la discuția despre iertare, ca și cum ăsta e asta muntele la greu de mutat. Aha. Care sunt elementele în conflict când e vorba să iertăm, chiar creștin fiind? Din uh... -re realitatea existenței noastre, care sunt naturile Ținem la dreptatea noastră? Și care sunt cele două naturi care, de fapt, uh, sunt vizate? Prin care... prin care Omul iertăm. nostru duhovnicesc, dar și firescul și, nostru. Și prin care iertăm. Prin omul duhovnicesc. Dar noi trăim într-un trup, da? Așa. -i. Deci suntem într-o realitate care se închircește când e vorba să iert pe cineva. Cineva, la un moment dat, se gândea la un director care i-a chinuit mult și se gândea în momentul când a venit la biserică prima dată, vai, îl iartă Dumnezeu și pe ăsta. Adică este exact atitudinea aia născută din, din, inima rănită. Inima rănită și din omul acela vechi care nu înțelege lucrarea lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, în capitolul 18, ne spune în versetul 11 că fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Și vedea după aceea începe o discuție legată de relațiile dintre noi. Dacă fratele tău a păcătuit, du-te și mustră-l între tine și el. Dacă nu te ascultă, mai ia unul sau doi înși, ca fiecare mărturie să fie bazată pe mărturia unu, doi sau trei martori. Dacă nu vă ascultă nici pe voi, spune-l bisericii. De ce crezi că e procedura asta acolo? Pentru că am privit-o mult timp și cred că toți o privim prin prisma a, să se stabilească cine are dreptate. Dar nu cred că e asta. E pentru ca să-l câștige pe, pe, omul care face răul. Uh, cred că Petru a observat lucrul acesta pentru că în momentul în care Domnul a spus pilda aceasta și a dat învățătura aceasta, de fapt nu e o pildă, a dat învățătura aceasta, uh, a zis uh, până de câte ori trebuie să pe fratele meu. Adică el și-a dat seama că aceasta nu este o procedură de a stabili cine are dreptate lasă că te duc eu la covid tu biserici și să o să vadă cine ești. Aceasta e atitudine îndrăcească. Când e vorba de iertare și de această procedură, este ca să dobândești capacitatea și înțelegerea modului în care să-l ierți pe fratele tău care a greșit. Nu să-i demonstrezi, ci ca el la rândul lui să se poată elibera mm -hmm. de situația în care Trebuie a ajuns. vedere pe el, nu pe tine. Exact. Pilda care urmează în capitol este dramatica. Ca să înțelegem despre ce vorba, Domnul Iisus vorbește despre un un conducător, un împărat, da? Un împărat care și-a chemat uh, uh, supușii să dea socotele de datorile care le au. Și l-a dus pe unul care datora o sumă n-ar fi putut o plăti toată viața lui. Era extrem de mare. Și omul ăsta cade cu fața la pământ și zice, Doamne, iartă-mă, mai îngăduie-mă și să voi plăti. Asta până nu știa că nu are cum să plătească. Și atunci ce face? Îl iartă. Îl iartă. Îl iartă de o sumă extraordinară. Putem face o analogie cu relația dintre noi și Dumnezeu aici? Da. Care e datoria noastră? E Datoria noastră era să trăim o viață curată, dar nu suntem în stare. Dacă ai datoria față de stăpân care trebuie să o plătim? Uh, nu, nu, nu. Nu, nu. nu, reușești, prin, să, nu, nu să dar a fost destul de clar. Aici este vorba de un om care datora stăpânului foarte mult și stăpânul a iertat. Ce datorăm noi stăpânul foarte mult, care stăpânul ne-a iertat? Păi, ne-a iertat păcatele noastre. Exact. Deci, datoria noastră constă tocmai în inechitățile noastre față de el. Pentru că toate păcatele noastre sunt jigniri la adresa lui Dumnezeu. Sunt lucruri care afectează imaginea lui Dumnezeu. Dar El ne-a iertat. Ne-a iertat. Am fi putut plăti vreodată? Ce înseamnă să plătească un om datoria față de Dumnezeu? Nu se poate plăti pentru că e prea mare. O plătește, dar o plătește etern în iad. Și asta e grozav. Și tocmai asta a evitat. Acum, ne spune că omul acesta, după ce a fost iertat, a ieșit afară și îl strângea pe unul de gât. Se dea, se plătească o datorie infinită. imagine absurdă care o creează Domnul Iisus. zice că atunci când a aflat stăpânul lui ce a făcut, a chemat la el și a zis, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut și o milă de tine? De ce trebuie să iertăm? Pentru că Tatăl a avut milă de noi și trebuie să avem și noi milă de alții. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Și așa cum aplicația la noi, tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Trebuie să-l iertăm ca să nu ne tragă Dumnezeu iertarea. Este un mod de viață pe care trebuie să-l avem. Mă gândesc la legătura care îi între iertare și rugăciune. Da, aici zice, te-am iertat pentru că m-ai rugat. Dar în situația noastră, când zice Domnul să trebuie să iertăm celor ce ne-au greșit, ne rugăm, înseamnă că noi ne calificăm în a fi ascultați de Dumnezeu când avem atitudinea Lui față de oameni. Este ca și când te duci cu darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Acolo îți aduce aminte nu numai asta, îți aduce aminte ce are Dumnezeu împotriva ta. Acolo îți aduce aminte că Dumnezeu vrea să fii curat și fără pată și să se meni cu El. Și atunci îți dai seama că rugăciunea ta nu are nici o șansă să fie ascultată. Sunteți toți privirea spre Dumnezeu. Și în timp ce stai și îți aduci darul și te rogi, sau meditezi, sau citești din Cuvânt, Duhul lui Dumnezeu spune: Nu l-a iertat pe cutare. Mm -hmm. Și tu zici: Pe păi cum să-l iert? Și Duhul îmi spune: te-am iertat eu? Și stai acolo până când Dumnezeu îți moaie inima. În mm -hmm. momentul acela se deschide cerul spre tine. Rugăciunea începe să aibă sens. Deci legătura dintre rugăciune și iertare este că Dumnezeu ne poate asculta când se mănânc cu El în capacitatea de a ierta, când decidem să iertăm, când nu ne eschivăm de la aceasta, ci venim înaintea Lui rezolvându-ne propria noastră vinovăție, pentru că atunci când nu ierți, tu ești vinovat înaintea lui Dumnezeu, nu cel care ți-a produs rănile. Și trebuie să ții cont de asta. Dragi prieteni, discutând cu tatăl meu, mi-a venit o imagine în minte. În închisorile comuniste, un creștin era chinuit. La un moment dat, asupritorul său a aruncat unealta care îl chinuia din mână și a zis, ce cu tine? Cum poți să zâmbești așa de frumos? Cum poți să ai față atâta de luminoasă? Cum poți să te uiți la mine cu atâta dragoste? Totuși deci, creștinul i-a spus, nici nu pot să fiu altfel. Asta e natura mea. Eu nu fac lucrurile astea că Hristos mi le-a poruncit. Și pentru că așa m-a făcut să fiu, cel om de acea zi a devenit și el creștin. Oare ce ne pedică și pe noi să iertăm lucruri cu mult mai mici de atât? Până data viitoare, vă doresc zile bune cu cel care poate să vi le facă așa.